cum o să plecăm? Băi, deci... La 8 dimineața. Bă, ne-am urcat toți în mașini, toți s-au urcat, Denis se dă jos. Trebuie să mă spăl la sub braț. La 8:30 am zis că plecăm. E 9:10, e bine. Hai că mai intră unul în stânga. Hai, și geanta mea intră. Intră și geanta mea acolo. Mai intră și alu' Pony. Merge geanta cu RS, ești nebun. Hai, nu, că îi place și el. Îi place, se pune și el. Faci și fitment pe spate. Așa, și stai că vin scaune. Hai. Bulara de 7 la mine. Nu mai are ce colier să-mi sară, să nu pot să-l strâng. Ți-ai mai luat câteva coliere în plus? Da. Vreo 3-4 să fie. 300 ei. Avem toate colierile. Dele. Țap, țuparap, țuparap, țap, țap. Curec. Când fac și te chem. Ce zic? Cum o să plecăm? Băi, deci... La 8 dimineața. Bă, ne-am urcat toți în mașini. Toți s-au urcat, Denis se dă jos. Trebuie să mă spăl la sub braț. Hai că mai stăm dacă e Denis. Filip a plecat. Filip nu mai stă. Uite, la ora 9:47 ieșim din Timișoara spre Vamă, așa cum ne-am stabilit. La 8:30 plecăm. E bine. Și să intrăm în Ungaria, unde mergem pe autostradă de neiese limba de un cot. După care Austria, Pandorf, frumos, McDonald's, tot ce vrei. Facem cumpărături azi? Luăm niște Adidas, neapărat. Băi, dați-mi mesaj mie pe privat, vă iau eu, pun și eu 20-30 de euro, scot motorină. Repede, nu pune păstorii, pune păstorii. Nu pun mult, 20 de euro. Pui să luăm niște perichi în plus, să le punem pe show. Putem și am eu una de anul trecut, dacă vrei, nepurtată, și o punem pe aia, pe show. E roșie, cu punem și un stax pe aia, e țiplă. Și gata, am făcut aia. Stai așa în Vamă zile, ești nebun, cu tirul degeaba, că n-are la chef, ești nebun. Oribil. Îmi puneam dinamită și intram, Allah Akbar, și gata. Virginele, ești prost. Aghiarosac, aghiarosac, nem tu domn, somego fosomotigen. Tutorial despre vinietă. Cum se instalează vinieta ungurească, austriacă? Mai întâi o dai pe toate hainele tale, frumos, o lipești și o dezlipești de mai multe ori. De ce? Ca să nu rămână lipici pe parbriz, știi? Pac, 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 pac. Și acum, pac, o iei, bam, și-o pui aici. Gata, gata, și aia a fost. Voila. Am pus pe haine, frumos. Stai că îl întreb pe domnul dacă are niște scoci. Ai cerut special cu roșu? Da. Ai cerut? Băi, eu vreau cu roșu, mai dau 5 euro. Deci misiunea este simplă, trebuie să cucerim centura Budapestei și ca să o cucerim, trebuie să mergem fiecare pe câte o bandă în paralel. Deci 3 mașini, așa că 3 benzi. Dacă erau 4 benzi era groasă, că noi eram doar 3 mașini și n-aveam cum. Dar așa avem cum să o cucerim. Și ajungem
mea. Totul e calculat. Și așa cum trebuie. Mai facem o dată. Ce? Vezi ce față am, trebuie să-mi pun șapca. E? Da? Altă viață. Tot 4 ore mai avem. La portă. Mi-am pus-o repede. Tot. Tot e calculat. E aranjat, e vorbit. Lumea în pat, ne așteaptă. Arunc confeti când intrăm. Da, asta mă, că până acolo ne mai oprim undeva. Da, romanile, sper. Crezi că putem să filmăm? Super. Dacă nu filmăm cu telefonul. Nie. Jur, aveam și ochelarii, nu mă vedea nimeni. Eu dai port, știi că nu mă vede nimeni când dorm la volan. Unde suntem, Daniel? Zile oamenilor. La Bardorf. Poate găsim o pereche de Adidas. Mergem și vinem în târg după? Băgăm minim 20 de euro la pereche. Minim. Hai că nu e mult. Două japonezi. Vrei să le porți cu Silvia? Doar cu ea. Gebinde, Einbachen. A, ăștia sunt pentru surdomuți. Avem tradur pentru surdomuți. Pentru surdomuți. Yes, we go to the Wörthersee, you know? It's with wheels and car. Cât mai avem, cât mai avem? 200-300 de kilometri. Da, pe ăștia conduc singur, mă, de-aia sunt de la motor, știi? Asta e avantajul lor. Pac, îi pui și tu te culci. Dorm? Dacă n-ai fost cu minte. Dă moș. Ai fost. Dă moș cu minte. Aia. Mâine primul lucru care îl facem, ne întâlnim cu Doru. B. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nu pot să țip că aici oamenii sunt cu gălăgia totul. Controlat, în mediu controlat. Să fim oameni, să fim oameni sănătoși. Asta e finalul? Nu. Mai, deci mai stăm la vortă. Da. Haide. Chebite di grosso în subțurup. Hai. Nice. Fluștu. Extragerea marelui premiu oferit de Stax TV împreună cu Motul. Aici de față, dar e în culise, nu se vede acum în momentul ăsta live. O excursie la Marele Premiu Sachsenring alături de mine, Marius și băieții de la Motul. O singură persoană poate câștiga. O să facem extragerea live. Îi dau așa să fie suspans. Hai, dă-i să fie suspans. Stai așa. Ia și cu ăsta din stânga mai... Haț. Nu, frate. Băi, frate, cum o să câștige tata asta de mâna? Băi, dar zi, mă! Cum faci cu taică? Bă, discutam mai devreme, că dacă câștigă cineva cunoscut, ce facem? Nu-l dăm? Bă, stai, cum știu? Bă, oricum, nu chiar e pe bune, nu e nicio... Hai să mai facem o... Hai să facem... Mai trageți odată, serios, la zi. Iartă-mă, eu am luat decizii. George, ne pare rău. Rudele de grad întâi. Asta este, n-am ce să facem. Ai seama cât de popular ești dacă cel care a câștigat te tai cu tu? 72? Savu Ionuț. Savu Ionuț este câștigător. Tu, tine? Foarte tare, deci nu vine să cred. Da. Nu vine să cred. Ai câștigat, felicitări, bravo. În momentul de față nu, doar vreau să te anunț că ai câștigat. Și okay. O să-ți dăm noi un mail
pe adresa de ai lăsat-o acolo la înscriere. Da, da. Și spunem tot ce avem nevoie de la tine. Ai 18 ani? Ai peste 18 ani? Am 23 de ani. 23, mulți înainte. Foarte bine, foarte bine. Bine. Eu sunt din Bușteni, dar sunt la facultate de la București. E ok. E ok, ne felicitări! Am terminat ziua. Extraordinar, vă spun. Am extras câștigătorul. Câștigătorul excursiei la MotoGP, la Sachsenring, alături de mine și Marius. E, cine credeți voi că a câștigat? Băi, băi, l-a câștigat tata. Băi, băi, nu e, băi, am râs, am gândit, aha, ne-am vorbit noi înainte în cameră. Bă, ce se întâmplă dacă este unul de aici din cameră? Bă, n-ar fi corect să-i dăm premiu. Eu. Ce, mă? Îi dăm premiu, mă, că pe corecte noi suntem corecții, ești nebun, dăm premiu. Aici tata, nu-i dăm premiu. Rudă de gradul întâi, bă, frate, ies discuții și nu i-am dat premiu. Nu i-am dat premiu. Am extras o altă persoană, foarte ok și foarte bucuros că a câștigat, dar după ce am extras persoana asta, înainte să o sunăm, a trebuit să mai facem o extragere pentru încă două persoane de backup. În cazul în care câștigătorul nu putea să vină, nu știu, se întâmplau lucruri, trebuia să mai avem două persoane de backup. Am extras a doua, prima dintre cele două persoane de backup, necunoscut, dar al doilea, Filip Stoica. Bă, frate, nu se poate, din 804 persoane să fie 2, unul să fie tata și unul să fie Filip. Nu e normal. Bun. Vă place camera lui Doru? Și nu. Aici se termină ziua, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut foarte mult cadrele alea în slow motion cu apa și cu mașinile pe drum. Mie cel puțin mi-a plăcut foarte tare și aș vrea să fie 20 de minute numai de cadre de genul, să stau, să mă uit așa în slow motion la mașini cum se mișcă și cum se văd roțile și fitment-ul și picăturile de apă și așa mai mohresc. Le mulțumim foarte tare sponsorilor noștri, fără de care nu am fi fost la Forter Z. Cu Marius. Am fi fost fără Marius. Motul care ne sprijină în toate tâmpenile care ne trec prin cap, evenimente, un tour off-road, evenimente de expo, absolut orice, Motul susține și le mulțumesc foarte tare pe această cale. Nu aș vrea să exclud pe TCM Tuning sau AFS Air Force Suspension, care și ei sunt de la început alături de noi și ne susțin la fel cu cât pot ei de fiecare dată, cu telefoane, cu sfaturi, financiar, asta este foarte important. Nu uitați de subscribe, nu uitați de subscribe la canalul nostru de YouTube, vrem să creștem pentru că nu se poate, adică au alții și n-avem noi și nu e ok. Că nu e normal, ar trebui să ne revoltăm cu toții și să share-uim și să dăm acolo, ia sugest Stax TV, la fel și pe Instagram, la fel și pe Facebook. Dacă vreți să vedeți lucruri, nu ezitați să ne scrieți un mesaj privat, oriunde vreți voi, le vedem și pe Instagram, și pe Facebook, și pe mail. De mâine o să începem să vedem mașini și locuri, peisaje. Dacă până acum ce ați văzut filmat de Marius v-a plăcut, de mâine o să fie de 3 ori mai tare, minim. Aha, te-am băgat pe tine data asta.